Un porc de 150 de kilograme a fost salvat de echipa de pompieri din orașul Slobozia din stânga Nistrului după ce a căzut într-o groapă de 2 metri adâncime. Groapa fusese pregătită de proprietar pentru o toaletă exterioară, însă porcul a ajuns acolo accidental. Potrivit surselor, operațiunea de salvare a fost destul de anevoioasă și a durat câteva ore. La scoaterea porcului ghinionist din groapă au fost antrenate tocmai 10 persoane și mai multe frânghii. Curios este faptul că porcul și-a săpat de fapt singur drumul spre capcană. Ieșit din țarcă, a început să râme până a căzut în gol.